Rugăciune din molifelnic pentru cei care nu pot dormi. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dumnezeule cel mare și lăudat, necuprins de gând și de cuvânt, care ai zidit pe om cu mâna ta, țărână luând din pământ, și cu chipul tău l-ai cinstit pe el, Iisuse Hristoase, numele cel prea dorit, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul de Viață, Făcătorul Tău Duh, arată-te la robii tăi aceștia, spuneți-vă numele, și cercetează în suflet și în trup, fiind rugat de Preaslăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, de Sfintele Puteri Cerești fără de trup, de cinstitul, slăvitul prorocul, înaintemergătorul și botezătorul Ioan, de Sfinții Măriții și întru tot răudații apostoli, de cei între Sfinți, părinții noștri și dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, de Sfinții Atanasie, de Chiril, de Nicolae cel din Mira, de Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni și de toți Sfinții Ierarhi, de Sfântul Apostol întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, de Sfinții Slăviții și Mare Mucenici Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvărătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratirat și de toți Sfinții Mucenici, de Preacuvioșii și de Dumnezeu Purtătorii Părinții noștri, Antonie, Eftimie, Onufrie, Atanasie cel din Aton și de toți Preacuvioșii Părinți, de Sfinții și Tămăduitorii fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anichit, Taraleu și Trifon, și de Sfinții a căror astăzi prăznuire săvârșim și de toți Sfinții Tăi. Și dă robilor Tăi acestora, spuneți-vă numele, somn de odihnă, somn trupesc, de sănătate, de mântuire și de viață, tărie sufletului și trupului. Și precum oarecând ai cercetat pe Abimelech robul tău la via Agripei și i-ai dat lui somn mângâietor ca să nu vadă căderea Ierusalimului și l-ai adormit pe el cu somn întăritor și iarăși l-ai sculat într-o clipă de vreme spre slava bunătății tale, încă și pe sfinții tăi măriții șapte tineri, i-ai arătat vestitor mărturiei arătării tale, în zilele lui Deciu împăratul și prigonitorul, pe care i-ai adormit în peșteră 372 de ani, și ca niște prunci ce se încălzesc în pântecele maicilor, n-au suferit nicio stricăciune, spre lauda și slava iubirii tale de oameni și spre arătarea și adeverirea nașterii noastre celei de a doua și a învierii tuturor. Însuți, dar, iubitorile de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și cercetează pe robii Tăi, spuneți-vă numele, și le dăruiește sănătate, tărie și bună virtute prin bunătatea Ta, pentru că de la Tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, că Tu ești doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.